Gazoductul Brua, care face parte dintr-un nou coridor european de transport al gazelor naturale ce interconectează Bulgaria, România, Ungaria și Austria, va lăsa mai săraci cu câteva zeci de hectare o parte dintre proprietarii de terenuri din Lugoș, Coșteiu, Belinț, Găvoșdia, Topolovățu Mare, Recaș și Ghizela, datorită unui proiect legislativ ce prevede că terenurile înscrise în anexa la proiectul de hotărâre a guvernului sunt scoase temporar din circuitul agricol pentru a de valabilitate a autorizației de construire a Ductei, fără a fi necesară obținerea acordului deținătorului terenului, oamenii ar putea fi însă despăgubiți cu bani sau li se va da un alt teren. Terenurile peste care va trece gazoductul vor face obiectul unui proiect de act normativ ulterior, prin care se va stabili scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești. Conform proiectului, în România vor fi 479 de kilometri de conducte, care vor traversa județele Timiș, Cara Severin, Hunedoara, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Argeș, Olt, Vâlcea și Gorj. În anexa proiectului este prezentată lista acestor terenuri în număr de peste 17.000, cu diverse în întindări de suprafețe extravilane.